Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Rac. Haideți să facem etalarea pe perioade pentru perioada 11-17 iulie 2020 în dragoste, carieră și sănătate, să vedem ce vă așteaptă în această perioadă. Bun, vreau să precizez de la bun început că am renunțat la a mai face etalarea periodică de dragoste cu cele trei variante și voi face etalarea pentru fiecare zodie individuală pe perioade. Ok. Haideți să vedem pentru cei din Zodia Rac. 11-17 iulie. Dragoste, carieră, sănătate. 11-17 iulie. Ce trebuie să știe cei din Zodia Rac? Important. Evenimente din viața lor. Un drum pentru un loc de muncă. Un drum destul de lung. Evenimente importante în dragoste, carieră și sănătate pentru cei din Zodia Rac. 11-17 iulie 2020. Rac. Zodia Rac. Ok. Aici e vorba despre dragoste. Este mai mult o luptă de ură și iubire în același timp. Vă agățați de o speranță în ceea ce ține de cineva din Leu, Berbec, Săgetător, dar și cineva din Gemeni. Poate fi și cineva din Zodie de Apă. Văd mai mult Rac, Scorpion. Vreți să vi se aducă justiție și comunicați. Poate aveți și un Taur, Fecioară, Capricorn. Ok, mulți dintre voi aveți un copil cu cineva din Taur, Fecioară, Capricorn și vreți cumva să divorțați sau vă simțiți obligați să divorțați această persoană pentru că nu mai găsiți înțelegere. Persoana asta este mult prea imatură sau să terminați relația asta, este mult prea imatură, este mai mult infidelă decât stabilă. Mulți dintre voi... Eu vă văd plângând foarte mult. Plângeți foarte mult în această perioadă. Și mai mult de atât, este posibil ca să aveți de-a face cu cineva care, chiar dacă nu sunteți căsătoriți cu persoana asta, vă spune mai vorbe goale. Dar voi intrați în puterea voastră în această perioadă. Vă regăsiți puterile, ca să spun așa. V-ați săturat de persoana asta care face atâtea infidelități, care nu este serioasă, care vă comunică numai prin ceartă, dorește să se impună în fața voastră. Persoana asta bea foarte mult pentru unii dintre voi sau are vicii, nu dorește să-și asume responsabilități. Voi plângeți după ceva ce v-a fost furat. Și cere justiției divine să vi se facă dreptate. Cineva aici v-a furat ceva. Văd cineva din Zodia Capricorn, Gemeni, Balanță, Vărsător. Cineva aici v-a făcut o nedreptate. Avem judecata și diavolul, binele și răul. Dacă voi, dar într-un final alegeți binele, da. Și aveți claritate. Dacă voi alegeți să stați în energia acestei persoane care vă aduce numai soarele cu diavolul, eu văd că persoana asta face ceva ocult. Persoana cu care sunteți. Să știți că face ceva ocult. Sau cineva din Gemeni, Balanță, Vărsător vă face ceva ocult. Să vă îndepărteze. Iar persoana voastră iubită știe lucrul ăsta. Poate fi cineva din familia persoanei voastre iubite. Ori să vă îndepărteze, ori să vă facă să stați într-o situație în care nu sunteți fericiți. Voi vreți neapărat dreptate. Voi vi s-a furat ceva financiar, clar. Sau vi s-a luat ceva financiar. Voi ați pierdut un loc de muncă din cauza acestei persoane. Ok, pentru cei care ați făcut
Pun și situația asta. Cei care plângeți că ați făcut ceva, ritualuri sau ceva cuiva, ca să despărțiți de cineva, o să despărțiți un leu berbec săgetător de un taur fecioară capricorn sau un leu berbec săgetător de un rac pe scorpion, să știți că lucrurile astea s-au întors pe voi și voi acum știți că, pentru cine este valabil, voi acum știți că nu este drept ce ați făcut și că știați că iubirea asta nu este curată și că nu puteați să o obțineți prin lucrul ăsta. Pentru că era ceva temporar până se aducea dreptate. Pentru că acum roata s-a întors, iar voi suferiți din cauza asta. Dar dacă persoana voastră iubită v-a făcut lucrul ăsta, sau femeia asta din gemeni balanță vărsător, sau capricorn, femeia asta acum plătește pentru ceea ce v-a făcut. Și persoana voastră iubită plătește pentru ceea ce v-a făcut. Vă îndreptați către o nouă conexiune. Lăsați stagnarea la o parte. Vă dezlegați. Deși în ceea ce ține de partea financiară, să știți că încă aveți o legătură. Nu vă puteți mișca. Parcă nu puteți să avansați. Pur și simplu. Nu mai vreți pe cineva din rac pe scorpion, nu mai vreți pe cineva din taur fecioară capricorn. Voi vă îndepărtați de toate lucrurile astea. Și exact ce am spus la tăierea pachetului de cărți. Vă grăbiți să plecați undeva în afară, pentru că cineva va folosi financiar. Vreți să vă găsiți echilibru și temperanța, poate mulți dintre voi chiar sunteți căsătoriți cu altcineva și ați avut de a face cu altcineva care doar v-a folosit din punct de vedere financiar și ați sperat, ați vrut să renunțați la căsnicia voastră sau poate chiar ați făcut treaba asta pentru a fi cu persoana respectivă, dar persoana respectivă s-ar dovedi a fi o persoană falsă. Povara asta se distruge cu turnul. Nu mai există. Temperanța cu hierofantul. Lumea și cu turnul. Se încheie definitiv. Se încheie definitiv ceva ce era de mult în viața voastră. Persoana asta și situația asta era, durează de prea mult timp. Regele de cupe. Regele de cupe. Ok, persoana asta, regele ăsta de cupe l-ați dorit foarte mult. Mai cărți pe jos. Dar îl învingeți într-un final. Îl învingeți. Parcă a fost ceva ce vă urmări din copilărie. Îl învingeți și mergeți mai departe. Persoana asta n-a vrut, cumva s-a folosit de voi și n-a vrut să vă lase să mergeți mai departe datorită egoismului. S-a jucat foarte mult. N-a fost o persoană serioasă. A fost cu cineva dintr-o zodie de foc. Persoana asta pleacă din viața voastră și voi plecați din viața lui și lăsați în urmă tot. De ce se potrivește această etalare cu cea pe care am avut-o penultima? La balanță? La balanță, da. Poate aveți de-a face cu cineva din zodia balanță. Poate chiar o persoană din zodia balanță, da, vă face aceste lucruri. Mama acestuia din rac pe scorpion vă făcea ceva ca să dormiți, să stați în relația asta. Ok. Dar totul s-a iluminat. Totul s-a, cum s-ar spune, s-a adus la lumină. Se știe tot adevărul acum. Ok, ce mai văd la voi este că, într-adevăr, este destul de mare suferința ca să renunțați la această situație. Și chiar dacă ați făcut lucruri oculte pentru persoana asta, pentru că așa ați considerat să fie cu voi, pentru câțiva dintre voi văd că ați făcut lucruri oculte celei de-a treia persoană din viață, din cea care era persoana voastră iubită. Însă, a fost ceva pe nedreptate aici, ați făcut pe nedreptate dacă ați făcut voi, ori persoana iubită a făcut acelei persoane la fel ca și vouă.
Pentru că totul se întoarce către persoana voastră iubită și către femeia asta din balanță. Iar voi vă găsiți echilibru și încheiați un capitol din viața voastră definitiv. Stați un pic să iau și celelalte părți. Pentru că vreau să mai clarific lumea. Lumea întâi. O, nu atâtea cărți. Lumea e un 10 de săbii. Luna. Exact. Femeia asta din gemeni balanță vărsător. Turnul. Ceva care era ascuns de voi. O relație secretă de care persoana voastră iubită ținea. Turnul. Poate aveți de-a face cu un capricorn? Doamne, ce seamănă cu etalarea de la balanță. Să vă uitați și la balanță. Persoana asta este diabolică, persoana voastră iubită. Poate este rac pe scorpion cu ascendent în capricorn. Sau în gemeni. Mi se repetă 8 de săbii. Persoana asta, mama acestei persoane vă făcea un binding să stați în relația respectivă cu el. Pentru bani avem 10 de monede. Pentru bani. Ok. Și asta a adus o durere foarte mare. Da, era o afacere la mijloc, era o colaborare. Mi se repetă și aici. Regele de cupe, care este o persoană vicioasă, alcoolistă poate, care a adus multă revoltă, pleacă din viața voastră și se duce către o altă persoană care vrea să înceapă un nou capitol. Ia uitați. Ok. S-a încercat o împăcare, dar eșuată. Aici e vorba de justiție, justiția divină, care nu lasă lucrurile așa. Nu vă lasă să mai stați într-o relație în care s-a mințit, în care ați fost folosiți. De orice fel, de orice natură, nu neapărat de natură financiară, de orice natură. Pentru că aici a fost vorba de familia persoanei voastre iubite care făcea lucruri oculte și încă mai face, dar este vorba de voi care doriți să vă faceți dreptate. Pentru că ați pierdut timp, ani de zile, v-ați pierdut sănătatea datorită acestei persoane, v-ați pierdut loc de muncă și cu toate că i-ați mai dat o șansă, pur și simplu s-a dovedit a fi inutilă. Pierdere de timp. Ok, haideți să vedem și energia voastră pentru cei din zodia RAC. Energia zodiei RAC, 11-17 iulie 2020. Eu văd că o să vă axați foarte mult pe muncă. Eu văd că lăsați trecutul în urmă. Eu văd că începeți un nou capitol, o nouă afacere, este o colaborare. Aici sunt lucruri care vorbesc despre divinități. Divinitățile vă îndrumă. Ați încheiat un ciclu din viața voastră și vă îndrumă către independență financiară. Aveți nevoie de o perioadă de timp în care să vă reculegeți, să reporniți de la zero, să refaceți tot ce ați pierdut cu această persoană sau în această perioadă, să vă repuneți în mișcare, vi se face lumină. Bătălia asta de ură, nici nu pot să spun că mai era iubire aici sau că a fost iubire aici. Aici era o bătălie de orgolii. Vreau să am persoana asta. Vreau să am persoana asta și nu vreau să o aibă nimeni altcineva. Eu trebuie să spun ce văd. Și asta v-a adus numai suferință. Ați făcut-o un joc de ambiții din care voi v-ați ales cu suferință. Când voi știați de la bun început ce fel era persoana asta. Și voi știați că nu era o dragoste curată. Că persoana asta nici măcar nu era orientată către voi cu sufletul. Mulți dintre voi vă știți din copilărie cu această persoană și știți ce
foamă este. Cum avem această carte... Persoana asta din zodie de apă poate fi chiar un rechin. Deci poate chiar v-a mușcat foarte rău și v-a făcut destul de multe probleme. Sau chiar o pisică de mare. Ok, energia voastră este ce am îngropat, nu mai dezgrop. Sentimentele nu mai pot reveni. Și trebuie să înțeleg că situația asta trebuie odată pentru totdeauna finalizată. Ok. Nu spun că nu veți suferi. Sau că n-ați suferit deja. Cred că mai mult decât ați suferit, nu puteți să suferiți. Vă dați seama că persoana asta... Mulți dintre voi aveți ură, frustrare pe cea de-a treia persoană sau pe persoana voastră iubită. Dar trebuie să înțelegeți că persoana voastră iubită este de vină pentru tot. Dar într-un final vă resemnați și plecați. Înțelegeți lucrurile că... Nu era pentru voi această persoană. V-a adus numai rău. Numai și numai rău. Mulți dintre voi, special pentru doamne, v-ați cunoscut la o vârstă fragedă cu această persoană. Poate vă cunoașteți de 11 ani. Poate aveați părul foarte lung atunci. Erați altfel. N-aveați o situație financiară foarte bună. Exact, aici sunt lucruri magice. Voi ați făcut lucruri magice. Sau persoana voastră iubită v-a făcut aceste lucruri. În special doamnele cu părul șaten sau roșcat, șaten deschis, cu ochii deschiși la culoare. Ok. Dar toate lucrurile astea se întorc. Și voi trebuie să înțelegeți că dacă persoana voastră iubită le-a făcut, se întoarce pe el sau pe ea. Dacă mama acesteia le-a făcut, se întoarce pe el sau pe ea. Dar dacă voi le-ați făcut, aveți foarte mare grijă. Ok, atât am avut și pentru voi. Să nu fie cu supărare, eu trebuie să spun ceea ce văd. Atât am avut și pentru voi, cei din Zodia Rac, pentru perioada 11-17 iulie 2020, în dragoste, carieră și sănătate. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Eu vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.